Una din restanțele majore ale urbanisticii locale o reprezintă în continuare dispensarul Policlinic, care necesită reparații capitale urgente, clădirea aflându-se într-o avansată stare de degradare. În această vară se pare că lucrurile vor fi în sfârșit urnite și se va trece la consolidarea imobilului. Am înțeles că undeva spre sfârșitul lunii iunie urmează să fie finalizat studiul de fezabilitate sau prefezabilitate, care ne poate da câteva indicii de cost și de soluții, da. Și după care ne vom întâlni la fel cu spitalul, primăria, cu cei care activează în policlinică, să stabilească cam cât ar costa și care ar fi forma juridică de parteneriat pentru a putea demara. Costurile lucrărilor de reparații capitale urmează a fi suportate în comun de autoritățile publice locale și de medicii care au spații închiriate de la primărie prin contracte de comodat. Deci am înțeles că nu vor respinge, că și intenționează să reabiliteze spațiile, să fie condiții bune pentru pacienți și pentru eficiență termică, izolație și, în rând, igienizare. Una din dificultățile majore ale procesului de reabilitare o reprezintă pierderea planului tehnic al clădirii construită în anii 1970 și niciodată reparată în exterior. Reabilitarea clădirii va trebui să aibă în vedere și adaptarea spațiilor la noile cerințe ale unei unități spitalicești, care trebuie să corespundă unor circuite medicale moderne, să aibă autorizație împotriva incendiilor, să fie reabilitată termic. În dispensarul Policlinic au spații medicii comodați în contract cu Casa Județeană de Sănătate, ambulatorii ale Spitalului Municipal de Urgență, Direcția de Sănătate Publică Neamț, entități juridice care vor trebui să contribuie și financiar la costurile de reparații capitale ce se previzionează a fi de ordinul miliardelor de lei.